Ludmila, conform regulamentului, aveți la dispoziție până la 45 minute de a reprezenta proiectul planului de dezvoltare. Vă ascult. Proiect de dezvoltare instituțională pentru 5 ani de activitate 2021-2026, elaborat de Todireanu Ludmila, candidat la funcție de director a Instituției de Educație Timpurie numărul 15, Clopoțel, Soroca. Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai mare speranță a ei pentru viitor. Liviu Hribreanu. Procesul educațional de astăzi ne-a creat convingerea că cele mai multe probleme ale copiilor sunt datorate în mare parte multiplelor schimbări care au condus la crearea unei crize în sistemul educațional. Dinamica schimbărilor în educație constituie o tendință comună pe plan european și chiar mondial, manifestându-se la nivelul politicilor educaționale, forma cea mai frecventă de manifestare fiind reforma învățământului. Orice educator este conștient de efortul depus de fiecare copil pentru a pătrunde într-o lume în care nu are loc rezervat și că va trebui să lupte pentru a și-l ocupa. Învățământul preșcolar răspunde unei nevoie de necontestat și anume nevoia de educație a copilului într-o societate în care familia este extrem de ocupată, iar grădinița trebuie să găsească acele resurse care să răspundă cerințelor actuale. Viziune. Instituția de educație timpurie numărul 15, Clopoțel, Soroca, este o instituție publică, ca a cărei viziune este de a asigura cadrul propice desfășurării unui învățământ de calitate pentru a oferi noi și importante avantaje educaționale preșcolarilor, de a consolida rolul grădiniței ca prima treaptă de educație și învățământ, ca centru de resurse educaționale pentru comunitate, de a asigura educația o calitate europeană prin procesul de învățământ, de a forma viitori școlari activi și creativi, capabili să se integreze cu succes în activitatea școlară. Viziunea grădiniței. Dezvoltarea potențialului fiecărui copil și dezvoltarea capacității acestuia de a-și cunoaște abilitățile intelectuale, fizice, emoționale și sociale, ca o bază de formare a unei personalități puternice, capabilă să se adapteze unor situații inedite. Misiunea grădiniței. Organizarea și desfășurarea de activități cu caracter formativ centrate pe copil să ofere acestuia cadru optim de dezvoltare plenară și același timp informațiile necesare pe fiecărui nivel de dezvoltare, primește și deprinderile corespunzătoare. În grădiniță se dezvoltă competențele funcționale esențiale pentru integrare optimă în activitatea școlară, comunicarea, stimularea inteligenței, a gândirii, a creativității, formarea de deprinderi de muncă intelectuală, deprinderi practice fizice. Grădinița cultivă la copii expresivități și sensibilități în scopul împlinirii personale. Grădinița învață pe copii cum să-și protejeze propria sănătate și siguranța persoanei. Grădinița îi ajută pe copii să cunoască fenomenele care au loc în mediul înconjurător, să le înțeleagă și să interacționeze cu mediul. Grădinița le dezvoltă copiilor dorința de cunoaștere,
permanente și de instruire permanente. Educație permanentă fiind cheia succesului. Grădinița învață pe copii să respecte și să promoveze adevăratele valori naționale. Spun istoric. Instituția de educație timpurie numărul 15 Clopoțel Soroca a fost fondată în 1976 cu 6 grupe de copii. Instituția este grădiniță tip cu 2 nivele. Regimul de activitate a grădiniței este de 10-5 ore cu 5 zile lucrătoare pe săptămână. În instituția numărul 15 Soroca funcționează 6 grupe de vârste, o grupă de creșă, 5 grupe preșcolare, cu un număr total de 170 de copii. Instruirea copiilor se desfășoară în limba română. Oferta educațională a instituției numărul 15 Clopoțel oferă copiilor locul ideal unde se pot juca și învață. Sălile de grupe sunt amenajate corespunzător vârstei lor, cu materiale și mijloace didactice proprie vârstei lor. Instituția de educație timpurie numărul 15 este asigurată cu sistem de aprovizionare cu apă, sistem de canalizare și sistem de încălzire. Instituția este asigurată cu literatură, didactică și artistică. Instituția activează în baza curriculumului național. Pentru promovarea curriculumului național, instituția se bazează pe următoarele documente de stat. Standarde de învățare și dezvoltare pentru copii de la naștere până la 7 ani. Standarde profesionale pentru cadrele didactice din educația timpurie. Curriculum pentru formare continuă. Ghid metodologic pentru aplicarea curriculumului pentru formarea inițială. Ghid metodologic pentru aplicarea curriculum pentru formare continuă. Ghid pentru educatori 1001 de idei pentru educație timpurie de calitate. Analiza SWOT a resurselor curriculare. Punctitar. Existența politicilor educaționale, curriculumului, standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani. Standardelor profesionale naționale pentru cadrele didactice, ghidurilor pentru educatori, cadru de referință. Se respecte ritmul propriu de învățare a fiecărui copil printr-o planificare sistematică a activităților recuperatorii, recreative, de dezvoltare a inclinațiilor, în special în perioada activităților de după amiază. Sunt planificate și parcurse proiecte tematice și teme în afara proiectelor, cuprinse în cele 6 teme anuale. Relațiile interpersonale, educatoare copil, conducere subaltern, educatoare părinți, educatoare educatoare, existențe favorează crearea unui climat educațional deschis stimulativ. Oportunități. Oferta de cursuri de formare pe domeniul curriculumului, responsabilitate familiei de sprijin, desfășurarea activităților de tip formal, non-formal și local. Parteneriat cu părinții și comunitatea locală. Puncte slabe. Lipsa jucăriilor, materialelor, jocuri didactice, jocuri de masă, materiale grafice, panouri. Necesitatea literaturii metodice pe domenii de activitate. Metodele interactive, activ-participative sunt moderat utilizate. Nivel relativ redus de utilizare a tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în activitate. Amenințări. Multitudinea documentelor curriculare în detrimentul activităților
efective cu copilul. Implicarea slabă a părinților în procesul educațional duce la scăderea nivelului instructiv-educativ. Resurse umane. În grădiniță de copii activează 11 cadre didactice. 9 cadre cu grad 2, vechime în muncă, până la 10 ani, 4, de la 15-20 ani, 2, cu vârstă pensionară, 5. Cadre nedidactice. Activează 14 lucrători auxiliari. Asistent de educator, 6, asistente medicală 1, bucătar 2, spălătăreasă 1, șef de gospodărie 1, paznici 2, ajutor auxiliar 1. Analiza SWOT. Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituție. Puncte tari. Cadre didactice calificate. Relații interpersonale bune. Un climat de cooperare între cadrele didactice. Relații deschise, bazate pe respect reciproc. Formarea cadrelor didactice odată la 3 ani pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Oportunități. Schimb de experiență între cadrele didactice și participarea la seminare. Mese rotunde, întruniri. Existența a numeroase programe de formare pentru cadrele didactice. Creșterea calității actului didactic prin cursurile de formare profesională. Puncte slabe. Neimplicarea educatorilor în sesiuni de formare și instruire. Necesitate de consultanță logopedică pentru copii cu tulburări de vorbire. Slabă implicare a unor părinți în dezvoltarea relațiilor de parteneriat. Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucru cu copii cu CES. Insuficiență cadrelor didactice în domeniul preșcolar, lipsa logopedului și psihologului, personal didactic cu vârste pensionare. Amenințări. Personalul nedidactic este dezavantajat de legislația în vigoare, normare și salarizare. Plecarea cadrelor din instituții, nespecialiști în educație preșcolară. Resurse materiale. Baza tehnico-materială. Instituția dispune de 6 săli de grupe, 6 dormitoare separate, o sală de festivități, 6 blocuri sanitare, 2 depozite pentru legume și pentru crupe, 3 povilioane. Conectarea la internet. Instituția este asigurată cu sisteme. Sisteme de aprovizionare cu apă, sistem de canalizare, sistem de încălzire, bloc sanitar în interior. Blocul alimentar a fost reparat, depozitul veciu pentru păstrarea produselor necesite, reparație capitală și dotarea acestuia cu inventar corespunzător. Bucatele sunt pregătite corespunzător meniului zilnic. Meniul este întocmit de șeful de gospodărie împreună cu asistentul medical și au certificate de calitate a produselor alimentare primite. Alimentația copilului e organizată și monitorizată de către administrația grădiniței și asistenta medicală. Toți copiii sunt alimentați de 3 ori pe zi. Bucătăria deține autorizația de funcționare. În grădiniță alimentația e organizată în țelile de grupă. Analiza SWOT a bazii tehnico-materiale. Puncte tari. Dotarea corespunzătoare cu materiale specifice domeniului de activitate, condiții adecvate la bucătării, cabinet medical și izolator, sală festivă, oportunități,
atragerea investițiilor din exterior prin colaborare de parteneriat cu agenții economici, participare la proiecte investiționale pentru perfecționarea și modernizarea procesului educațional, colaborarea cu asociațiile de părinți, puncte slabe, mobilier vechi în sălile de grupă, insuficiență dotare a spațiului de joc, lipsa tehnologiilor informaționale și comunicare în sălile de grupă, sistemul de canalizare și încălzire învechit. Blocurile sanitare nu corespund cerințelor. Amenințări: lipsa finanțelor bugetare destinate dotării tehnico-materiale. Ritmul accelerat al dezvoltării tehnologiei poate conduce la uzura morală a echipamentelor existente și la imposibilitate de a le locui într-un timp scurt. Bugetul grădiniței este raportat la salarizarea angajaților conform statelor, asigurarea alimentației copiilor, cheltuielile pentru serviciile de întreținere a instituției, reparație curente, asigurare cu medicamente, materiale de uz gospodăresc, gazificare. Structura organizațională. Consiliul pedagogic are următoarele responsabilități. Studiază și discută raportul de evaluare interne privind calitatea educației și raportul general privind starea și calitatea instruirii din instituția preșcolară. Aprobă planul anual și perspectivă privind munca educativă. Examinează și aprobă programe și planuri autonome, individuale și de grup. Determină direcțiile de colaborare a instituției preșcolare cu Direcția Învățământ Soroca, Colegiul Pedagogic. Consiliul de administrație al instituției are următoarele atribuții. Asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare, protecția civilă, respectarea normelor sanitare igienice și epidemiologice, analiza frecvenței și organizarea alimentației copiilor, formarea deprinderilor cultural, igienice și morale la copii, proiectarea de lungă și scurtă durată, organizarea lucrului cu părinții și comunitatea. Aprobă regulamentul intern al instituției de învățământ preșcolar. Aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instituției de învățământ. Comitetul de părinți al instituției de învățământ preșcolar susține instituția de învățământ preșcolar în activitate de consiliere a familiilor, susține conducerea de învățământ în organizarea și desfășurarea festivităților anuale, susține conducerea de învățământ în organizarea și desfășurarea consultațiilor cu părinții, sprijină conducerea instituției de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei materiale, vine cu inițiative și se implică în îmbunătățirea vieții și activității grădiniței. Îi propun, ca fi propus, instituția de educație timpurie numărul 15 să devină o instituție cu o instruire preșcolară, ce va permite fiecărui copil să se dezvolte liber, integral și armonios, să dobândească cunoștință, capacități și atitudini necesare activității viitoare în școală și societate. Să formeze copilul un comportament tolerant care va stimula respectul, înțelegerea și cooperarea. Totodată doresc să promovez incluziunea eficientă a copiilor cu CES pentru a realiza cu succes procesul corecțional recuperatoriu al acestei categorii de copii în cadrul instituției. Analiza peste. Context politic.
Proiectul de dezvoltare instituțională își propune stabilirea politicii educaționale centrate pe schimbare, inovare și dezvoltare în plan structural și funcțional, identificând nevoile de bază și disfuncțiile precum și posibilitățile concrete de realizare, urmărire și evaluare a rezultatelor. Oferta politică este construită în jurul următoarelor obiective majore. Se asigură condițiile de acces la educație, procesul didactic este direcționat spre finalitățile educaționale. Se precizeze misiunea și finalitățile educaționale la treaptă antipreșcolară și preșcolară. Sunt clare obiectivele și sarcinile pe termen mediu în vederea dezvoltării educației. Se acorde atenție specială incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale, consiliere psihopedagogice acordate de Serviciul de Asistență Psihopedagogică Soroca. Context economic. Situația demografică în scăderea și plecarea părinților peste hotarele țării. Luându-și cu ei și copiii sunt factorii care influențează în ultimii ani numărul de copii din instituții. Politica bugetară locală asigură resurse financiare minimale pentru desfășurare normală a procesului de învățământ. Scuzați. Context social. Analiza de context social se impune nu atât prin justificările sale teoretice, cât mai ales o cerință de ordin programatic. Grădinița nu este o instituție izolată de mediul în care funcționează. Din contră, prin însăși misiunii ei, este o instituție puternică, ancorată social, care trebuie și poate să se pună în serviciul direct al comunității sociale. Procesele demografice determină micșorarea generală numărului de copii în municipiu. Se constată în nivel scăzut de trai al populației. Lipsa locurilor de muncă pentru tineri, plecarea părinților la muncă în străinătate, copii lăsați în grijă bunicilor și rudelor. Context tehnologic. În prezent, forma cea mai importantă a contextului tehnologic este tehnologia informatică, cu implicațiile ei în comunicare organizațională și procesarea informației. Dotarea cu calculatoare, accesul la internet, la biblioteci virtuale sau rețele instituționale sunt decisive pentru dezvoltarea instituțiilor de învățământ. Contextul tehnologic influențează structura programelor de activități, calitatea procesului de învățământ și implicit calitatea rezultatelor în pregătirea copiilor preșcolar pentru școală. Obiectivul strategic 1. Dezvoltarea managementului grupii prin implementarea unor strategii educaționale astfel încât activitatea să fie centrată pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea și adaptarea la viața școlară. Obiective specifice 1. Asigurarea accesului a tuturor copiilor la o educație timpurie, centrată pe copil și menținerea în instituție populației preșcolare. Acțiuni pentru atingerea obiectivelor. Prezența registrului de înmatriculare a copiilor în instituție. Înscrierea copiilor în grădiniță în mod nediscriminatoriu, desfășurarea de proiecte educaționale în vederea socializării copiilor din familii defavorizate. Termen de realizare 2021-2026. Permanent. Responsabil. Director. Rezultatele așteptate și indicatori de performanță. Completarea
tuturor locurilor cu copii conform planului de responsabilitate. Matricularea copiilor conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției. Planificarea costurilor și surse de finanțare. Registrul de înmatriculare a copiilor. Cererea de înscriere. Dosarul copilului. Obiective 2. Realizarea unui învățământ de o calitate. Integrarea cu ușurință a copiilor în viața școlară. Acțiuni. Elaborarea fișelor de observare și monitorizare a copiilor. Utilizarea metodelor activ-participative în activități. Înregistrarea progresului școlar, elaborarea strategiei recuperatorii după caz. Termen 2021-2026. Permanent. Responsabil, director cadrele didactici. Rezultatele. Existența fișelor de observare și evaluare a copilului. Integrarea cu ușurință în proporție de 100% a copiilor din instituția în școală. Planificare costurilor, fișe de evaluare, rapoarte semestriale anuale, proiectele didactice, planurile zilnice. Obiective specifice 3. Implementarea noilor documente de politici educaționale și asigurarea unei educații timpurii, centrate pe copil. Acțiuni. Studiere standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani. Studiere aprofundată a curriculumului preșcolar. Termen de realizare. Permanent. Responsabil. Director. Cadrele didactice. Rezultatele. Proiecte didactice. Planul zilnic. Планификация. Fără costuri. Obiectivul strategic 2. Promovarea imaginii grădiniței prin prestarea calitativă a serviciului educaționale, inclusiv pentru a răspunde nevoilor copiilor, părinților, societății cu scopul de a crește prestigiul instituției în contextul concurenței. Obiective specifice 1. Formarea competențelor cadrelor didactice în organizarea lucrului cu copii UCES. Acțiuni. Formarea cadrelor didactice în domeniul educației inclusive. Identificarea și evaluarea copiilor UCES integrați în grupele de copii din instituție. Termen de realizare 2021-2026. Semestrial. Responsabil cadrele didactice, director Comisia Multidisciplinară. Rezultate așteptate și indicatori de performanță. Numărul de copii referiți către serviciul SAP. Numărul de cadre didactice formate în domeniul educației inclusive. Comisia Multidisciplinară. Планификация Curriculum PI. Кадры дидактичные форматы Петру и Докате для КИП, инклюзив компенсация кадров дидактичные. Объективы 2. Интеграция А 100% для копий в коммунитате школары. Акцион. Елаборария и имплементария ПИУЛУ. Петру копий КУЧЕС. Презентанс. Презенца и колаборария специалистилу. Кари сприжины и ажуты. Educație inclusivă, logoped, psiholog, cadru de sprijin. Termen 2021-2026. Responsabil cadrele didactice, comisia multidisciplinară. Rezultate. Numărul de PI-uri implementate. Rezultate bune și progres în dezvoltarea copiilor cu CES. Numărul de copii integrați cu succes în comunitatea școlară. Планификация. Curriculum PI. Acordarea sporului specific personalului din bugetul instituției. Logoped, psiholog, cadru didactic de sprijin. Activități care satisfac nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Obiectivul strategic 3. Crearea unor condiții optime de învățare pentru preșcolare prin modernizarea spațiilor existente, completarea dotărilor existente, întărirea securității copilor în instituție. Obiectivul 1. Modernizarea tuturor selelor de grupe și a selei de festivități cu mobilier conform standardelor pentru o bună desfășurare a activității în instituție. Acțiuni. Procurarea dulapurilor de păstrare a materialelor didactice, a meselor și scaunelor conform vârstei copiilor în toate grupele de copii. Termen 2021-2022. Responsabil director șef de gospodărie. Rezultate. Numărul de săli de grupe modernizate conform standardelor minime de dotare. Planificarea. Contractul de achiziții publice de vizul de cheltuieli estimativ 156.000 lei din bugetul instituției. Репарация капитала а тутурол блокурилор санитари 2022-2025. Респонсабен директор шеф де господарини. Планификари костурилор девиз естиматив 320 ми лей финансат у супорту апеле. Обективе 2. Инбунатация кондициор ин институция. Акцион. Репарация. Schimbarea sistemului de canalizare și încălzire în instituție. Termen 2021-2026. Responsabil director șef de gospodărie. Rezultate. Sistemul de canalizare și încălzire în instituție schimbat. Planificarea costurilor. Proiect finanțat din bugetul instituției. 350.000 lei cu participare apele și asociațiilor non-guvernamentale. Obiective 3. Dotarea instituției cu tehnică tip. Acțiuni. Procurarea a 6 computere pentru selele de grupă, achiziționarea a 2 proiectoare cu ecrane de proiecție, asigurarea accesului la internet în toate selele de grupă. Termen septembrie 2020. Responsabil, director, șef de gospodărie. Rezultate, numărul de computere procurate, numărul de proiectoare achiziționate, realizarea activităților educaționale prin implementarea tehnologiilor informaționale. Planificare, contractul de